Și s-a întrerupt acest contract și m-am dus acasă și m-am rugat lui Dumnezeu ce fac. Și Dumnezeu m-a întărit și m-am pus la pian și veneau cântările una după alta. O cântare mai frumoasă ca alta. Și așa Dumnezeu mi-a schimbat viața. Vin la Iisus acum să-ți dă eu mântuirea. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți fie sufletul. Ridică-ți privirea în sus, stai de vorbă. Puteți să identificați ce v-a determinat să scrieți cântece creștine? Ce v-a inspirat? Prezența Duhului Sfânt în viața mea și în inima mea. Pentru că mama mea se ruga pentru mine. În Danemarca am avut contract cu companiile de plăci. Mi s-a spus de directorul companiei de plăci să ne scrii 20 de cântări pe an și în 2 ani te fac milionar. Dumnezeu m-a cercetat și rugăciunile mamei m-a întors la Dumnezeu. În Biserica Speranța i-am rugat să umplă bazinul cu apă și m-am botezat la ora 11 și jumătate în anul 1986 în Biserica Speranța din Arad. Și am plecat acasă și m-am dus la directorul de companii de plăci. Era un om în vârstă, bătrân, cu barbă. Mi-am amintit și acum și i-am spus că vreau să întrerup contractul pentru că de acum înainte talentul care mi l-a dat Dumnezeu vreau să se înalțe pentru slava Lui, să compun cântări pentru slava Lui Dumnezeu. Și acel om s-a uitat la mine cam 5 minute, m-a analizat și m-a trecut prin viziunea Lui și mi-a spus: vezi un coș, avem un coș cu casete, privește spre el. Aceste casete sunt oameni și muzicieni care doresc să intre în compania de plăci pe care tu astăzi vrei să o refuzi. Și am spus că întâlnirea mea cu Domnul este mai importantă decât acele contracte care le am cu dumneavoastră. M-am predat lui Dumnezeu și doresc ca să întrerup contractul. Și s-a întrerupt acest contract și m-am dus acasă și m-am rugat lui Dumnezeu ce fac. Și Dumnezeu m-a întărit și m-am pus la pian și veneau cântările una după alta. O cântare mai frumoasă ca alta. Și așa Dumnezeu mi-a schimbat viața și de atunci talentul meu se întoarce cu laudă spre Dumnezeu. Și recunosc că în totul a fost rugăciunile mamei mele, a părinților noștri, mă întoarce la Dumnezeu. Și de atunci să vezi pe Domnul. De atunci am compus până în prezent peste 300 de cântări, una mai frumoasă ca alta. Toate pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea altora. Meditează la viața ta astăzi, tu omule. Scoală-te din păcat, cercetează-ți viața ta. Vezi cine ești, mai întreabă-te cum trăiești fără de Dumnezeu. Nu te pierde așa de ușor, încrede-te în mine. Te omule, ca să nu-ți fie sufletul.
După moarte va fi prea târziu și vei regreta. Vin la Iisus acum să-ți dea El mântuirea. Meditează la viața ta astăzi, tu omule, personal, frânge-ți-l, pocăiește-te, aruncă haina murdară, îmbracă haina curățeniei, a sfințeniei lui Dumnezeu. Nu amâna unui timp de pierdut, tu nu știi cât trăiești. Zilele sunt ale Domnului. Vino la Iisus acum, ca să vii. Ca să nu-ți pierzi sufletul, ridică-ți privirea sus, stai de vorbă cu Iisus. Pocăiește-te, omule, până încă nu prea târziu și vei regreta. Vin la Iisus acum să-ți dea El mântuirea. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți fie sufletul. Stai de vorbă cu Iisus. Pocăiește-te, omule, până încă nu-i târziu, până încă mai e har și totul primești. După moarte va fi prea târziu și vei regreta. Vin la Iisus acum să-ți dea El mântuirea.